Peterson pe domnul Nelson Mondiallo. Să vedem dacă îmi răspunde. Păi, Nelson 2 mâncava și gura voastră, Nelson Mănăștur, Nelson Mondiallo, nu mai știu care. L-am sunat înainte pe WhatsApp, dar nu a răspuns. Acum filmez de pe ăsta, nu se vede așa bine, dar asta e. Dar așa se vede mâncava și gura voastră că am trei numere. Să vedem. Ăsta e, nu e bun, că e cu, trebuie să pui 04 ăla. Cam ieșit mâncava așa. Unde ești? Oare ce zice? O să-mi răspundă, mă? Chiar e curios să văd. Dai așa un pic să vedem. Nelson Mănăștur, ăsta e cu 0040, 1191, așa, Nelson Mondialu, ăsta e cu 907. Îl sun pe ăsta cu 907. Acum, scuriu să văd, îl sun cu camera. Nu, îl sun pe număr. Îl sun pe număr să vedem dacă răspunde. Ce ziceți voi, să răspundă? Hai să vedem. Bă, vreau să o întreb. Bă, dar de ce mai blocat pe mine tu? Am fiți atenți aici. Sună. Rămâne de văzut dacă răspunde. Deocamdată, bă, că nu răspunde. Asta e la cu 907. O să-l sun și pe la cu 991. Momentan, clientul apelat nu răspunde. Te rugăm să-mi citești mai târziu. The customer you have called is... Bine, acum. Stai, mă, că încercăm pe ăsta. Asta cu 991. De majoră. Ce ziceți voi? De majoră mâncava și gura voastră. Rămâne de văzut dacă răspunde în primul rând. Am sunat și la magazinul de peruci, dar nimic. Ne pare rău, dar persoana pe care încerci să o contactezi nu este disponibilă momentan. Nu e disponibil. Nu, ziceți voi, l-am sunat și de... stai că sună mă iară pe ăla de pe WhatsApp. Sunt pe WhatsApp. Atât al disper acum să mor dacă nu... O, mă jură, mă jură, închid telefonul și gata, ce, sau pui telefonul mai încolo. Dar ce nu răspuns, mă? De ce nu răspuns? Bă, dar... Dar de ce mai... De ce mai blocat, mă? De ce mai blocat? Așa. O să 20 de milioane. Bine. Bine, mă lasă că ia să văd că oricum când viu trebuie să dai la cardul și să-l deblochez. Lasă că aia o să... e bun atunci. No, dar și cardul l-ai lăsat la Mike? Păi re... pe asta. No, bun atunci. Da. Mă, bine mă, bine mă. Dar mă, dar de ce m-ai blocat? Mă, zi-mi de ce m-ai blocat? A. Păi de ce mă, zi-mi, care e treaba? Ce ți-am făcut eu ție? Păi, Doamne fer, cum să viu la tine? Păi dacă nu mă prind, numai că nu viu la tine, nici înainte n-am venit la tine până nu te-am sunat. Stai liniștit că nu viu, dar de ce m-ai blocat, mă? Păi de ce, care e treaba, mă? Ce-am făcut, zi?
mai lungi. Hai de capul meu, bă, dar ești periculos. Te-am lăsat. Bine, mă. Ați auzit? N-am mâncat vaș gura voastră. Ce ziceți, mă? N-au ziceți acum, am mâncat vaș gura voastră. Deci, primul și în primul rând, că nu-mi răspunde că de ce m-a blocat. Ați văzut? Nu vrea să zică de ce m-a blocat. Dar de fapt m-a blocat. Și l-am întrebat, nu? Bă, dar de ce m-ai blocat, mă? Ce a făcut eu, mă? Deci, ce? Care-i treaba? Nu mai este neam cu el. Și dacă mă duc la ușă, mă bagă la pușcăriu. Că cheamă miliția. Nu poliția, că miliția. Să vină miliția, să se sizizeze miliția. Bă, dar să mor dacă nu-i disperat de viață, mă. Nu l-am sunat de atunci până acum. Până acum nu l-am sunat deloc. Acum am zis, hai să-l sun să vedem ce și cum. Și acum să ziceți voi, mă, oameni buni. La bun, atunci nu-i problemă de aia. Dă cardul la Mike. Mă duc la Mike să-i dau banii. Și mai trebuie să-i dau 120 de milioane. Zice că 20 de milioane nu știu ce și mai trebuie să-i dau 100 de milioane. Dar nu-i problemă, că sunt banii aia pe card. Și dacă mai trebuie, mai pui de la mine. Ca să-i plătesc la Mike. Normal că-i plătesc la Mike. O să că Mike știe să deblochează și asta e. Dar bă, nu-i problemă de aia, mă. Bă, ziceți-mi mie care nebunia, mă. Nu, ați văzut? Și vorbiți voi că ziceți că de ce nu mai vorbesc cu el? Păi în primul rând și în primul rând o să că nu stiu neamuri cu el. Nu, nu mai stiu neamuri cu el. Nu ziceți acum voi. Nu ziceți, mă, ăștia care te vorbiți aiurea, mă, oameni buni. Ați văzut? Păi, eu ce să mai zic atunci? Nu, bineînțeles că nu mă duc la bă, dar eu să mă mai zic ceva. Și când am fost în România, sau de câte ori am fost în România, nu contează de câte ori am fost în România, atât de ori dacă m-am dus la el, l-am sunat. L-am sunat și i-am zis, măi, ești acasă? Ești acasă? Nu, hai că viu pe la tine. Dacă o să că nu e acasă, nu m-am dus. Așa că niciodată nu m-am dus eu înainte de a-l suna. Și clar că dacă tu îmi spui că n-am ce căuta la tine, nu, nu mă duc la tine. Ce să mă duc la tine? Cum să mă duc la tine? Eu nu mă duc dacă tu zici că n-am ce căuta la tine. Și în primul rând, nu vreau să răspundă de ce m-a blocat. Nu, de ce m-a blocat după voi? Ha, mă, ziceți voi, de ce m-a blocat? Ce am făcut eu de m-a blocat? În afară că am făcut clipul ăla. Dar clipul ăla l-am făcut ca să răspund la ceea ce a făcut el acolo. În rest, spuneți-mi de ce. Hai să vă văd. Chiar sunt curios să văd. Voi de aici, dacă știți să-mi spuneți și mie, care e motivul? O să că nu mai suntem frați cu el, nu mai suntem neamul, el nu mai are neamul. El nu mai are neamul, frate, asta e. Era nervos acum. Bine, că l-am sunat de vreo 4-5 ore, ați văzut, nu? Și de abia, și nu a răspuns pe cameră, a răspuns fără cameră. Na, acum spuneți-mi mie, bă, în primul și în primul rând, eu pe bune acum fără mișto. Nu am treabă. Dacă el nu vrea, nu vrea. Nu e nicio problemă. Numai asta ca să vedeți și voi, ca să nu ziceți că eu nu știu cum. Băi, eu nu sunt nici cum. Eu sunt un om normal și în primul și în primul rând a fost ce a fost acolo, ce a vorbit, ce nu a trebuit și atât. Cum mai vrei să fiu? Să fiu bucuros că au că vorbește așa? Normal că nu poți să fii bucuros, e ceva normal, nu? Pentru că nu e frumos ce vorbești. Una la mână și a doua la mână ca să știi și voi să nu mai tot întrebați nici pe TikTok, nici pe YouTube, bă, dar nici nu vorbești, dar care-i treaba, că care nu-i treaba. Da? Acum ați văzut, ați auzit și voi ce-o vorbit, ce-o zis și ce să zic. Chiar oricum o să mă duc în România de sărbători, primul rând trebuie să mă duc să rezolv că mai trebuie să-i dau la mai cu 120 de milioane. Ce mi-a mai rămas de plătit, dar, na, 100 de fapt, 16 au tras el pentru ce a făcut el acolo și ce mai sunt banii aia pe car, că mai sunt vreo, trebuie să mai fie, cel puțin vreo 1700-1800 de euro, 2000 de euro, nu știu, cam așa ceva. Eu oricum am aici atât. Dar nu-i problemă de aia, mă, de banii aia. Că o să mă duc să-mi deblochează cardul, oricum de cardul o să am nevoie. Și dacă nu mi-ajunge banii, câți bani mai trebuie să-i dau, îi dau și ceau, am terminat, nu-i problema de aia. Oricum trebuie să mai pun încă două măsele aici pe ăla. Dar, bă, fraților, no, acum ziceți-mi mie, ce am făcut eu?
Deci el a făcut ce a făcut la cimitir, am răspuns cu clipul ăla și tot atât. Altceva nimic. No. Și acum de unde au apărut toate problemele astea? Ați văzut, ați auzit? Să nu ziceți că nu vorbesc eu de aiurea sau mint. Și eu un pic am fost supărat pe el, atunci recunosc și el știe că am fost supărat pe el pentru treaba asta, dar eu nu l-am blocat pe TikTok, nu l-am blocat pe nimic. Voi dacă mergeți acolo și ați văzut, că voi știți ăștia care ați venit la mine pe live și pe TikTok de azi, bă, am întrebat de tine și m-a blocat. Mă întrebați de domnul ăsta, dar meu, eu nu vă blochez. Acum eu n-am treabă, oameni buni, nu am nicio treabă, dar în primul rând chiar nu înțeleg. Bă, dar măcar să spui, bă, spune-mi care e treaba, bă, dar dacă te mai blocați și ăsta și vorbești așa că nu mai stii în ea, mă, nu mai stii mai, nu mai stii mai. Păi spune, mă, de ce? Spune motivul. Spune motivul ca să știu și eu. Nu, bă, te-am blocat pentru că ai făcut aia sau aia. Nu mai e cicota la mine la ușă că ai făcut aia și aia. Bă, mâncava și gura voastră. Dacă vorbiți cu el pe live-ul și pe ele, că ați văzut că te mere și filmează la boc și o mai tot ăsta, cum să zic, le mai tot învârte și le sucește, bine. Mă întrebați la atâta numai. Oricum vă spun eu, dar puteți să întreba și pe el. Când mai la boc. Bă, unchiule, bă, boc, sau cum îi zice, nu știu. De câte ori te-o scos pe tine tata afară din casă? Să vă răspundă. Tata nu a făcut treaba asta niciodată. Bă, e un pic de diferență. Nu, bun, acum știu. Eu sunt un fel de mizilic. Domnul Nesu Mondialului, domnul Nesu Mondialului. Fratele meu, oricum, eu n-am nicio treabă, oricum îl iubesc și îl respect. Dar e bine ce face. Bă, dar până la urma urmei, fii atent aici. Dacă eu mă cer cu tine, păi trebuie să am un motiv, nu trebuie să am un motiv. Nu, acum spuneți mie motivul. Ce am făcut eu? Că apropo de faptul că mulți, când am făcut clipul ăla cu trombonul pe YouTube, mi-au scris fel și fel de nebunii și de măgării care m-ați înjurat și așa mai departe. Bine, nicio problemă. Că și așa, cum m-au înjurat și ăștia din lista neagră pe Dumnezeu, așa m-ați înjurat și pe mine. Băi, n-am eu treabă că m-ați înjurat sau că ați vorbit ce ați vorbit. Dar eu vă întreb pe voi un singur lucru. Așa după capul vostru. Ce am făcut eu? Sau bun, dacă tu mă blochezi sau zici că bă, nu mai am ce cota la tine și nu știu ce. Păi de ce? Care e motivul? Păi trebuie să ai un motiv, nu trebuie să ai un motiv. Și una la mână. Și dau la mână primul și în primul rost. Frate, nu ți neamuri. Nu? Adică tu vorbește așa, bun, am poate că e nervos, eu știu de ce e nervos. Am sunat de 3-4 și de-abia au răspuns. Bine, e clar că nu mai sunt, nu? Așa după voi. Exact, te salut, Buba, încă o dată. Ai văzut că ai scris. Sună-l tu că el e prea orgolios. Bă, nu l-am sunat până acum, din noiembrie până acum, de la 1 noiembrie până acum, nu l-am sunat. Și oricum știam că nu o să mă suni. Nu mă bloca, după vreo 4 zile m-a blocat pe TikTok. Dar știam că o să mă blocheze. Știam. Dar și pe mine nu zis. Acum urmează blocul. Dar știam, frate, știam treaba asta. Mă, și toate chestiile astea, totuși, până la urmă, că e normal. Uite, vezi, bă, ăștia care mă jurați și ăștia care mă vorbiți aiurea. Hai să vă zic o chestie. Acum, nu era normal ca el, fratele meu, cum am intrat până acum de atâtea ori cu el pe live, să intre pe live, să nu mă blocheze sau după aia să mă blocheze, dar să intre, să accepte să intre cu mine pe live și dacă tot a fost chestia asta că a vrut eu să fie publică, să fie și tot așa în continuare publică sau cum vrea el, să mă fi sunat, să-mi fi spus, bă, la mine nu mai e ce căuta din cauza asta. Asta sau asta. Bun. Vezi că te blochezi pe TikTok din cauza asta sau asta. Bun. Vezi că te blochezi pe YouTube din cauza asta sau asta. Nu mai știți cu mine neamul din cauza asta sau asta. Na, nu era normal să-mi zică treaba asta. Păi bă, frate, dacă tot te condamn, să-mi spui și mie de ce te condamn, nu? Că e ceva normal. Vezi, l-am întrebat de 5-6 ori. Bă, dar de ce m-ai blocat? Nu vrei să răspundă? Nu vrei? O să că nu mai are rost să mai o lărgim, să o surcim, să o învârtim. Nu mă atâta că la el nu mai ce conta, că dacă mă duc la el, cheamă poliția. Nu, ca să vedeți. Bine, acum asta e. O să închid pentru că l-am sunat de pe telefonul ăsta și acum filmez de pe ăsta la de pe 11.
că nu are așa imagine bună. Dar cât de cât vedeți și auziți. Ce vreau să zic e că, bă, nici eu nu știu, dar chiar